Un șofer a fost trivit între două mașini pe centura Timișoarei. Din neatenție, un șofer a lovit cu putere din spate un autoturism pe care l-a izbit într-o auto utilitară care se afla în fața lui. Șoferul de 26 de ani a fost rănit și transportat de urgență la spital. Un tânăr în vârstă de 28 de ani a condus o auto utilitară pe centura Timișoarei dinspre drumul național 6 înspre drumul național 69, iar la un moment dat a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism condus de către un alt tânăr în vârstă de 26 de ani, acesta din urmă fiind proiectat în autoutilitara din fața sa, condusă de un bărbat de 40 de ani. În urma evenimentului a rezultat o victimă, respectiv conducătorul autoturismului, în vârstă de 26 de ani. Tânărul a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. În cauza a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Трансмит репрезентанци и пежетимиш.